Ia-te-l așa. Bună. Bună, bine ai venit. Al zâmbet. Stai un secundă. În primul rând, ca să-ți stea hainele astea așa, mă rog, insistați cu picioarele, dar... Da, de ce cu picioarele? Așa. Așa, cu picioarele. De jos în sus. De jos în sus. Deci ca să-ți stea haina așa, trebuie să nu-ți stea pixul sub, mă înțelegi? Înțelegi că dacă-ți stă pixul, nu? Păi ți-e stă pixul sub... Normal că stă, nu s-a deplasat. Ia. Și că ar vrea lumea să văd. N-am pix. Vezi că ai zis, unde-i pixul? Unde-i unde? Pix. Mi-ați luat pixul de aici. Pix, ceva. Ce se face să cu pixul? Păi ai știi că se pune că dacă e mai... Dacă mai, e cum trebuie. Dacă e cum trebuie. Întotdeauna e cum trebuie. Niciodată nu. Hai să vedem dacă stăm pixul. Știi că unii... Nici n-am încercat, dar sigur o să stea. La unele, dacă e mare și căzut, stă pixul, poate să și doarmă. E bine, se vede că nu e căzut. Asta zic, la tine este... Sunt operată de 7 ani, adică... Ia să vedem, vine pixul acum, domnule, să vedem. Trecem la testul pixului. Mă duc eu să iau pixul. Și cum trebuie să-l pun undeva sau? Trebuie să-l pui sub, mă înțelegi, sub un sân, ca să ne explicăm, să vedem dacă stă sau nu stă. Stai să-l închid, poate. Mi l-ați dat și deschis. E, și acum să mă rând puțin. Cum? Așa? Da, stă? Stai că nu văd. Stă, domne, stă! Stă, n-ai văzut așa ceva. Poate să dansez de ea, uite. Doamnelor și domnilor, ia, știți, sunt oameni care n-au buzunare, înțelegi? Când vor să scrie ceva, unii îl puneau după ureche, ia-l bagă aici, hâț îl scoate, după care hâț îl pune la loc, așa da. Ceva. Uite, o idee foarte bună, să bagi aici altceva. Da. Un din briceac că... ceva, un cuțit. Da, da, da. Bun, te rog să... Doamnelor și domnilor, trebuia să luăm pauză, dar nu mă pot abține să te întreb cum mai ești, dacă ți-ai revizuit gândurile sau dacă ai iertat pe cineva? Sunt foarte bine, chiar foarte bine, mai bine decât mă așteptam și încep să reiau activitatea și munca pe care o aveam înainte. Deci, noile mele proiecte și așa cu trecutul s-a terminat, da? S-a terminat, iar eu când spun că s-a terminat, s-a terminat. Deci nu l-ai iertat, că l-ai mai iertat odată pe ce iert așa. Nu pot să trec peste lucrul ăsta, sunt foarte orgolioasă, oricât de mult aș iubi pe cineva, nu pot să accept așa. Dar te-a surprins cu ceva așa absolut la care nu te așteptai deloc, deloc? Nu m-a surprins că nu urmăresc, nu mă mai uit. Ah. Doamne, nu mă pasionez. Da.